Au fost razii de amploare pe străzile din capitală. Vizați au fost petrecăreții care s-au urcat la volan după ce au consumat alcool sau substanțe interzise. În urma acestor acțiuni de verificare, polițiștii de la rutier au împărțit amenzi și au lăsat pietoni și câțiva șoferi. Întrucât aparatul etilot este a indicat o valoare de 0,45 de miligram alcool în aer expirat, veți fi conduse la INML pentru prelevarea a două probe biologice. Mi se va întâlni dosar penal, iar permisul de conducere se va reține. Asta au auzit 10 de șoferi care s-au urcat băuți la volan. Astfel, polițiștii au aplicat 73 de sancțiuni, au reținut 30 de permise de conducere și 5 certificate de înmatriculare. Un tânăr în vârstă de 26 de ani s-a ales cu dosar penal după ce a fost prins conducând drogat pe un bulevard în sectorul 3. Polițiștii spun că vor continua aceste razii care sunt necesare pentru conștientizarea riscurilor la care se expun conducătorii auto. Conducerea unui autovehicul sub influența băuturilor alcoolice sau substanțelor psihoactive crește semnificativ riscul implicării într-un accident de circulație. Alcoolul sau substanțele psihoactive afectează capacitatea de concentrare, reduc viteza de reacție și chiar induc conducătorilor auto o falsă încredere în propriile simțuri prin asumarea irațională a unor riscuri în trafic.